Bună seara, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Gabriela Firea a anunțat pe Facebook că va merge la referendumul de la începutul lunii viitoare. Primarul general a adăugat că va vota da, pentru că își dorește ca familia să fie definită drept comuniunea dintre o femeie și un bărbat. Unul dintre cei doi turiști surprinși de temperaturile extrem de mici și de ninsoare ieri seara în zona de creastă a masivului Făgăraș a murit. Tânărul de 22 de ani fusese găsit în stop cardiac. Curtea Constituțională a respins sesizarea formulată de președintele Iohannis referitoare la neconstituționalitatea modificării legii privind statutul magistraților. Președintele este obligat acum să promulge legea. Șoc pe piața valutară. Moneda europeană își continuă creșterea din această săptămână și ajunge peste pragul de 4,66 lei. Acesta este cel mai ridicat nivel al euro din ultimele 6 săptămâni. Șeful Departamentului de Intervenție al Organizației Mondiale a Sănătății, Peter Salama, avertizează asupra pericolului de extindere a epidemiei de Ebola din Congo. Motivele, spune oficialul, sunt sfidarea publică în privința vaccinărilor și jocul politic. Acestea au fost informațiile momentului. Și toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.